Salutare tuturor, sunt Galaxy pentru un nou video din Red Dead 2 și vom face din nou misiuni secundare. Excuse me, bud. Ok, scuze-mă. Deci, stai ce What? vrem. Salut. Listen, bit of a weird question, but mi se pare un pic ciudat, dar... Moonshine? What? Moonshine. No, strong liquor. Over strong. Mai trebuie un wow, you want to get over drunk? Ok, de ce ca să fim beat? Nu, nu, nu este pentru băut. Atunci no, pentru ce? Well, as luck would have it, am you nevoie. Are in the legal hooch capital of America. Capabil ca să iese ce e este fiecare colț. Dar dacă vrei de contrabandă, nu mai suntem în cadrul oficial și... Ascultă-mă. Nu trebuie prea mult să fie 400 de litri. Ok, de ce? De fapt încerc să construiesc o mașină. 400 de litri? Ok, o să fie scump. Vă rog, pot să vă plătesc. Dar aduceți-mi-l aici. Ok. Ok, dacă cineva, deci... Ok, trebuie să nu se văd pe ăla din road. Ok. Să vorbim cu Alden. Suntem în roți, să-l vedem pe Alden, ca să luăm niște... ne trebuie o căruță cu alcool. Glad you dropped in. Okay. I've got that information. Am informație pe care îi cauți? Ok. Dar aș vrea ceva mai special, pentru această dată aș vrea o căruță plină cu alcool de contrabandă. Well, you might just be da, ai noroc. I knew I picked the right fella to speak to. Am știut că sunteți omul situației. Și nu să vedem unde este pe mapă. Ok, dar tu nu văd. Nu este asta, nu? Serios? Vedem aici. Deci a trebuit să nu mai am ca să o citesc. Suntem în locul unde vom intercepta căruța aia cu acolo de contrabandă, dar poate nu prea pot să știu. Deci mă cum să ne oprăm și noi viața între timp. Acolo cred că o să-mi față mai mult. Ceva mașină sau ceva de genul. Dacă nu mi-aș putea imagina ce-ar vrea să crede sau ceva motor. Poate acum o să ne dea ceva informații. Moonshot!
Ah, deci poți să faci aici în față. You're a wonderful man. Ești un tip formidabil, formidabil. Și aveți banii. Asta este pentru... Sunt profesorul Andrew Bell. Poate ați auzit. Nu, nu cred. Sunt un inventator. N-ați citit în presă? Nu citesc prea mult. Aia este păcat. Ai bani? Este una dintre cele mai bune invenții, prietene. Un tip bizar, perfect. M-a ajutat să construiesc o mașină, nu știu. Da, da, se pare că m-a avut dreptate. O mașină de umanitate, despre ce vorbești? Ce zici? Un scaun electric? Un scaun electric. Dacă se zeze pe ea mai bun. Unde este laboratorul meu? Dar mai am câteva ca să fac o demonstrație în public. Poți să vorbești cu șeful de la poliție? Ca toată lumea, adică îl cunoști, da, ca toată lumea. L-aș putea convinge ca să mă las să fac o demonstrație cu scaunul meu. O să fie perfect. Ați putea face asta? Ok, se pare trebuie să-l convinge pe șeful de la poliție pentru ca să ne lese să-i testăm la tipul ăsta scaunul electric. Ok, vom merge să-l vedem. Nu aici ca să vedem de șeful de la poliție, ok. Bun venit în chestionate Rodem. Sunt aici ca să reprezint un inventator cu mașină de execuții oameni, un scaun electric. Și această persoană ar place să facă o demonstrație pentru invenția sa. Da, am auzit vorbind de acest om. Uite ce putem face. O să vă dau permisul, dar o să vă coste $100. Ok. Negociem. Știți, invenția aceasta ar putea fi o realizare foarte bună pentru economie. Și o să vă evite și suferința condamnaților. Da, da, rămâne ca să... Ok, o să vă dau pentru $50. Ok, hai să-i dăm. Bun, ok, este un preț rezonabil, uite. Și uite permisul. Dar trebuie să vă reglați niște detalii mici. Trebuie să găsiți un candidat apropiat. I'll tell that to the professor. O să-l informez pe profesor. Ok, mult noroc. Perfect. Încă nu, profesor, trebuie să zicem că ne trebuie un candidat. Cred că trebuie tot un criminal. Hello, professor. Professor Andrew Bell 3, ok. Șeful a zis că puteți spune dar cu condiție la care este. Trebuie un subiect adecvat. Bun, ok. Uite-te acest om. Mi se pare că Gino Johnson Daniel cotat pentru moarte. Ce lasă balta. Căutați-mi, ajută-mă și să-i punem un termen la suferința lui. Ok. Ultima piesă a puzzle-ului. Suntem în apropiere de tipul ăla și cred că o să ne batem. Este un fugitiv. Să-mi luăm și asta. Și atunci să luăm asta carabina asta. Dacă nu este cea mai bună pe care o am. Da, vedem și arată inamici în roșu. Acolo jos cred că e ceva.
Am trecut acolo pe sus. Isn't your day, is it? Calm down! Ah! Oh, fuck. De unde trage? Deci... Ok, să luăm. De unde mi-a mers calul? Hai, să luăm. Bă, dar ce unde trage tipul ăla mine? Bă, dar unde mi-ai mers căluțule? Fac și nu-mi tare multă viață. Hai căluț odată. Du-mă la tribunal. Este o America, o să-i suntem toți bine. Nu se te trătesc ca niște animale. Ok, nu am eu nu prea cum să citesc ce se zice. De ca să trăim liber și tu vii și faci haos. Du-mă în pușcăre, nu vreau să vorbim. Dar nu mă pușcăre, nu cred că o să mergi. Ziceți, nu cred că o să mergi cu fratele unui judecător. O să te duc. Ce te vorbești acolo? Ești mic și o să faci... Și o să faci pentru experiență. Nu să mori în zadar. Nu. Foarte importantă aventură de sine. Ce te vorbește acolo? Este un profesor Andrew Blay, al treilea de nume. Este un pic ciudat, dar... Sunt un pic deranjat. Dar nu prea... Nu am de ce să... O să încercionuți un electric ca să te omoare. Nu. Ba da, o să fii legat de o mașină și o să-și tragă curent electric prin corp. A, ăsta cred că... Hai să-i dăm, să-mi stimulăm. Da, cum am zis. Uite ca și cum ai opri o lumină. Nu putem, nu puteți face așa ceva, da, avem permis. Știți că faceți nelegal. I came across a pasture sometime after. The storm had just cleared and there was smoke in the air, the smell of burning hair. You know, must have been a dozen head of cattle lying there, piled up, mangled. Strange scars across their backs, legs. This is the weather by myself. Ah, the fuck. They're in the way from the rock! Serios?
about that, McDaniel. Dar rog un pas, da? Ce pe să plângă? Am o noutate bună, e că aproape am ajuns. Uite, am ajuns. Profesorul o să fie fericit că o să te întâlnești cu el, nu? Uite, îl am. Formidabil. Să nu-ți faci niște idei proaste în cap. Dar... Lăsați-l jos aici. Unde... Deci sunt banii mei, da, nu lucru pentru, nu lucru gratis. După ce am vândut scaunul, toți banii tăi o să-ți revină ție. Să ne îl preparăm pe... pentru demonstrație. Și să nu lipsiți. Ok, nu să lipsim. Nu pentru asta am făcut acest efort ca să lipsim unde este mai important. Deci, ok, până ce o să ne apară, o să revenim. Și suntem aici să-l vedem pe profesorul cu scaunul electric. Ok, trebuie să vezi cum le rangi o sticulă. Așa. Bun venit! O să mi într-o lume mai bună, stai calm. Respiră profund. Pacea te așteaptă. Domnilor și domnilor, admirați. Ok, anihilarea posibilă a acestui om. Incredibil! Îi aproape mort! Ce compasiune! His life may have been troubled, but his passing is peaceful. În pace. N-am apucat să respire bine ce a zis. Ce s-a curentat? Ce e? Omoriți-mă, vă rog. Fie-vă milă. Deci nu se mai vedem pentru multă compasiune. Cred că este bine. Deci, scaunul electric a fost un dezastru total. Se pare că și acest episod se va termina aici. Și dacă vă place, nu uitați să vă abonați și să dați un share. Ciao, ciao!